Bine ați venit astăzi la Galeria Municipală Valer Suciu, Turda. Ne-am întâlnit azi pentru a sărbători câțiva artiști plastici din Turda și Cluj-Napoca. Cinste, dar îndeosebit pentru a comemora o doamnă sculptor cu un deosebit simț al esteticului. Este vorba de doamna Paula Edith Orlovski, care s-a născut în 1933 în Câmpeni, județul Alba. S-a mutat apoi cu familia în Poiana, Turda, și ulterior a urmat studiile Institutului de Arte Plastice din Cluj-Napoca, Ion Andreescu, 1952-1953. A urmat apoi o viață plină de neprevăzuri, greutăți. Cei mai frumoși ani i-a petrecut urmând studiile Institutului Repin din Leningrad, USS. Dacă ne-am fi plimbat pe aleile parcului din Câmpia Turzii, la începutul anilor 1980, privirile s-ar fi delectat cu o sculptură aparte, realizată în oțel inoxidabil sablat. A fost creată de doamna sculptor, de origine ardeleancă și maghiară, Bolog Edith, căsătorită Orlovski. În perioada 1958-1960 își completează studiile la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București. În activitatea sa artistică se regăsesc expoziții județene la Constanța și naționale la București, 1963-1975, expoziții județene la Cluj și naționale București, 1977-1988. De asemenea, a mai avut o expoziție importantă de grup în URSS, 1971, dar și o tabără artistică la Măgura, în același an. Artiștii plastici care se reunesc astăzi pentru a o comemora pe Orlovski Paula Edith sunt domnul Șuba Laszlo din Turda și Antic Alexandru din Cluj-Napoca. Printre organizatorii acestui eveniment comemorativ regăsim Primăria Municipiului Turda și Consiliul Local, Casa de Cultură Turda, dar și artiștii plastici implicați. Domnul Șuba Laszlo și doamnele Teleanu Marta, Cișmașu Lavans Agneta, Nord Ana Maria. Doresc să le mulțumesc organizatorilor pentru această expoziție inedită, dar și presei, publicului prezent. În continuare, o să-i dau cuvântul domnului artist plastic Șuba Laszlo din Turda, care o să ne dea mai multe detalii inedite despre acest proiect comemorativ. Vă mulțumesc pentru atenție! Expoziția noastră la vernisaj participă de la Cluj artistul plastic antic Alexandru. De asemenea, este prezent și domnul profesor din Universitatea Cașu Zoltan, prieten al familiei și care a ajutat și cu fotografii. Este prezent și fratele artistei, este aici printre voi, așa, domnul Paulo Ienu din Poiana. Și acum vă spun programul deschiderii. Domnul Antic Alexandru a cunoscut-o pe artista și era în măsură să descrie atât activitatea artistică, să aprecieze ce a realizat în viața ei relativ scurtă. Așa că îl rugăm pe domnul Antic să prezinte amintirile. Mulțumesc pentru invitație și pe
O mare parte a spus de ce, de informațiile care eu am scris într-un mic memoria de Edit, așa că mă totuși iau un pic, pentru că nu sunt, de fapt eu nu sunt artist plastic și nu sunt orator, așa că eu trebuie să citesc un pic ca să rămân în coordonatele astea a înțelegerii. Dar înainte vreau să zic că am cunoscut pe Edith Orlovska după ce au venit din Constanța, cred că au venit ultima dată la Cluj și au primit atelier acolo și era imediat intrat și în conducerea Uniunii. Era o femeie foarte caldă, primitoare și avea așa o înțelegere față de preocupările noastre tinerești. Eu făceam acțiuni atunci și performanțe și instalații și nu toată lumea a înțeles chestia asta. Dar pentru că Orlovska a cunoscut, vorbea bine poloneza și în vremea aia revistele poloneze știm că erau foarte progresiste și eu m-am dus la ea ca să rog să traducă câte ceva din aceste reviste. Și așa am cunoscut eu mai de aproape, în afară de Ocaș, ca și colegă, sigur, în activitățile noastre de la Uniunea Artiștilor Plastici, am cunoscut. M-a surprins pe mine foarte mult această... Noi n-am discutat atunci că el are așa o viață atâta de variată sau tumultoasă sau nu știu cum să zic. Pentru că abia acum, după când trebuia să scriu știam că, că s-a căsătorit cu un artist din Polonia, dar n-am știut de știam că trăiește în București, adică a terminat acolo a început cariera, au făcut câteva expoziții foarte, a participat la aproape la toate expozițiile importante din București, din vremea aceea, când el trăia la București, dar pe urmă s-a dus la Constanța. Și la Constanța, iar a avut o activitate foarte efervescentă. Deci, Edith Orlovsky-Balogh a fost una dintre artiști speciale ai generației de artiști români transilvaneni din anii 1960-70. Și a început studiile într-o perioadă în care comunitatea artistică încerca să se elibereze de legăturile ideologice ale realismului socialist din anii 1950. Deci era o trecere și se simte și pe lucrările lui, ei, se simte această tranziție. Concepția artistică a fost modelată de studiile și de, în locuri diferite și în parcursul vieții sale neobișnuite. Și a început studiile universitare la arte plastice Ion Andreescu din Cluj, unde s-a specializat în sculptură între 1952 și 53, între 1954 și 58 și a continuat studiile profesionale la Institutul Repin din Leningrad, Uniunea Sovietică din vremea aia. Între 1958 și 60 s-a finalizat studiile ca student în sculptură la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București. După București, trăiește în Constanța. Edith Orlovsky, debutează în București în 1969. În acea vreme a participat la majoritatea expozițiilor din Constanța și București, organizate de Uniunea Artiștilor Plastici din România.
Dar au avut expoziție în străinătate, de exemplu, expoziția de arte decorative de la Baku în 71, de la expoziția de grafică și pictură organizată în Brusă în 1969, potrivit criticilor profesioniști, arta sa se caracterizează prin forme spațiale monumentale. Elementele acestor structuri sculpturale se desfășoară în spațiul întotdeauna conform unui concept clar. Realizarea sculpturilor a fost precedată de studii serioase de desen, iar desenele reprezintă o valoare artistică în sine. În timpul carierei artistice relativ scurte, Edith Orlovsky-Volokh are câteva opere în artă incluse în patrimoniul muzeelor și sculpturi monumentale instalate în spațiul public. Câteva exemple. Sculptura Fântâna Decorativă realizată în anii 1970 la Constanța. Sau sculptura Pătrunderea în 1971, care se poate vizita în Muzeul de Aer Liber al Taberei de Sculptură Măgura, județul Buzău. Muzeul Național Secuiesc din Sfântul Gheorghe păstrează lucrarea ei intitulată Pace, care, după părerea mea, este una dintre cele mai bune lucrări a artistei. Acum, pentru că majoritatea au fost, vreau să ne amintesc cu drag una dintre conversațiile noastre chiar despre sculptura aceea din micul, a doua de acolo, care era Sfântul Gheorghe, care ne amintesc că discutam despre valorificarea materială a unui sculptor, cum zicea ea atunci, a folosit aceste crăpături în material și în marmură, după cum știu, în marmură, nu? Acea lucrare, ca și aici văd asemenea chestie, și striațiile și crăpăturile marmurei completează lucrarea figurativă într-un mod interesant, scoțind în evidență efectele materialității marmurei. În această sculptură se confruntă formarea tradițională a formei sculpturii figurative și noul tip de tratare artistică minimală a materialelor sculpturale. Edith a experimentat cu și alte tendințe sculpturale, cum ar fi formele geometrice abstracte și constructivismul sculptural. Păcat că viața și activitatea artistică a lui Edith Orlovsky-Volokh a fost întreruptă prea devreme. Sunt sigur că dacă nu ne-ar fi părăsit atât de repede, ar fi putut să creeze și mai multe lucrări valoroase. Rămâne însă cu o operă trunchiată, cu un tors artistic, care este însă acum o valoare patrimonială. Profitați de ocazie și vizitați patrimoniul său artistic, care se găsește în locul menționat. Mulțumesc! A cunoscut și vedeți că cât de bine a arătat pozitivele artistice ce a adus Edith. Acum încă este o prietenă a ei, artistei, o clujancă, Nadia Anna Eva, și a scris și ea câteva rânduri. Aceste rânduri m-au frapat foarte mult. O rog pe Ana Maria să citească. Deci este vorba despre Noi Onno Eva, o artistă pictoriță din Cluj, fica lui Obodino Dela, care s-a împrietenit cu Edita în perioada studenției. Cred că ele două au fost și în ceva
simpozion împreună în Germania, parcă mi-a amintit Eva, prin această minune care se numește Facebook, am dat de ea cândva, soțul ei a fost profesor la liceu de artă și am contactat-o și am știut despre ea că erau prieteni într-o perioadă. Eu eram la liceu când am vizitat-o pe Edith la casa ei, când după ce s-a retras la Poiana, și de multe ori aceste familii din acest anturaj artistic se reuneau în grădina din Poiana, unde petreceau și probabil că schimbau idei și lucrau împreună. Și am rugat-o pe Eva să-mi scrie puțin despre Edita, numai că aproximativ aceleași lucruri pe care le-ați mai auzit, dar loții a extras din acest CV o parte foarte, deci într-adevăr poate esența vieții ei, putem să o caracterizăm prin aceste rânduri, că care și exprimă cumva o, deci tragedia umană și tragedia artistului care nu se împlinește. Deci, Edita a fost o femeie, așa scrie, așa mi-a scris Eva. Edita a fost o femeie dinamică, puternică, dar totodată și amabilă, cu o inimă foarte caldă. Viața ei a fost plină de greutăți neprevăzute. Anii 1980-1988 a fost o perioadă foarte grea pentru artiști. În ultimii ani al vieții ei a căzut în depresie din cauza eforturilor fizice și psihice care până la urmă au învins-o. A murit la 55 de ani. A avut și greutăți financiare și a avut foarte mari emoții pentru fiul ei care avea să urmeze pe urmă, avea să ia bacalaureatul. Și ultimul rând, a fost o personalitate cu o formație deosebită, dar viața ei scurciumată și perioada istorică în care a trăit nu au facilitat desăvârșirea ei ca artist. Deci atât. Mulțumim. Dar neapărat până, deci eu am și terminat cu asta, dar vreau să-i mulțumesc lui Loții și să-i mulțumim împreună cu toții, pentru că el a fost cel care a inițiat această manifestație și îi mulțumim încă o dată, pentru că fără el, nu știu, am vorbit noi împreună odată în taxiul sau în mașina mea, că ce-ar fi ca odată și odată să facem împreună o astfel de expoziție, dar de la gând și de la idee e mult până la execuție și la... M-am simțit ca sculptor, că datoria mea... Și responsabil și până la urmă am reușit. Deci a reușit mai mult el. Și noi l-am ajutat. Împreună. Împreună. Dar dați-mi voie să citesc aceste rânduri și în limba maghiară. Să înțeleagă toată lumea că dramatismul vieții ei, care zice așa, Edite, dinamikus, erős, ugyanakkor kedves, melegszívű nő volt. Nehéz és kalandos élete volt, az utolsó éveiben sokat szorongott, végül a fizikai és lelki erőfeszítések legyőzték. 55 évesen hunyt el, 1980 és 88-as évek a művészek számára is nehezek voltak. Edit anyagi gondokkal küzdött, aggódott érettségi fia jövőjéért. Nagy formátumú egyéniség volt, de az életkörülményei és a korszak támasztotta nehézségek nem tették lehetővé életműve befejezését. Hát itt egyse, a Csöste Rinder Csácsi Titsi, a Maria Szín dramatizmú vietjéi, que un mare talent, care și a arătat posibilitățile, ne a lăsat totuși, cum s-a zis mai înainte, în patrimoniul țării, niște opere, care și aici vedem câteva din ele, și merită să păstrăm.
Eu mulțumesc ca clasei de cultură pentru sprijinul acordat. Colegilor de la Cluj că ne-a ajutat la acest eveniment, artiștilor turteni de asemenea. Trebuie să vă spun că artiștii noștri s-au gândit că dacă este loc, expun și ei, deci turteni câțiva lucrări, prin acesta aducând o cinstire memoriei artistei. Mulțumim și domnului Șipoșarpat, care a pregătit designul exponatelor. Mulțumim. Și mulțumim tuturor participanților, oamenilor de cultură și iubitorilor de artă pentru prezență. Și cu aceasta vă invit la un pahar și la să vă uitați, apreciați lucrările expuse. Mulțumesc!